Bun găsit! Sunt Ioana Bruștean. Mă bucur să fim din nou împreună. Invitata ediției de astăzi este doamna colonel doctor medic Alice Munteanu, medic primar cardiolog, medic primar medicină internă, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină Titu Maiorescu din București. Doamna doctor, mulțumesc mult că suntem împreună. Și eu mulțumesc pentru invitație. E o reală plăcere să fiu un și să discutăm lucruri pe care oamenii uneori le se apleacă asupra lor prea puțin din lipsa timpului și o să vedeți că lipsa timpului și lipsa și apariția stresului și timpul ăsta pentru noi ne afectează în timp, inclusiv patologia cardiovasculară și nu numai. Și mă bucur că doriți să discutăm acest subiect. Eu zic să pornim exact de la prezentare, unde am pomenit cele două specializări, medic primar, cardiolog, medic primar, medicină internă și să vă întreb cât de important sau cât de util este să îmbini... Uh, cele două specializări, cardiologia și medicina internă. Cât de mult îl ajută pe omul aflat în fața ta pe care tu îl diagnostichezi și îl tratezi? Da, e foarte important partea medicală, partea medicală care o cunoaște, ce înseamnă diagnostic, însă trebuie să privim pacientul ca un tot unitar, integrat Integrat în toată cu toată patologia care o are, pe lângă patologia cardiovasculară, fiecare pacient sigur mai are și altceva. Și apropo de ceea ce înseamnă uh, această medicină integrativă, dacă îmi permit să zic așa, și uh, medicină personalizată pe pacient... Exact la asta vreau să ajungem. <laughs> medicină personalizată pe pacient uh, și ghidurile, atât europene și cele americane, gândesc să ne aplicăm asupra Pacientului per se, nu neapărat asupra bolii. Pentru că nu există boli, există pacienți, asta am învățat cu toții la facultate, și că toate lucrurile astea acumulate îi afectează în timp prognosticul lui, și ca atare fiecare, fiecare organ în parte luat integrativ cu inima, cu riniciu, cu ficatul, cu creierul, de ce nu practic toate sunt strâns legate și dacă vom discuta și ne aplicăm mai mult asupra patologiei cardiovasculare cu atât mai mult. Dar, într-adevăr, internistul vede lucrurile puțin mai complex. Ceilalți colegi de-ai noștri poate sunt, își văd fiecare părticica lui. Bucățica lui, cum să se spune. Bucățica lui, da. Nu că n-ar fi corect. Este foarte corect. Uneori e bine să, să te limitezi la ceea ce știi cel mai bine. Însă, în momentul când ai ceva nelămuriri sau uh, ai avea ceva de completat la un diagnostic, e bine să suni un coleg. Adică intervin cumva la ceea ce înseamnă munca de echipă. Uh, mă gândeam, apropo de uh, această combinație între specialități, că mai ales de la o anumită vârstă se adună mai multe patologii. Uh -huh. Se adună un buchet de uh, lucruri de care suferă omul. Și de foarte multe ori un tratament prescris pentru una din afecțiuni poate să interacționeze negativ cu un alt tratament. Uh -huh. Și atunci trebuie cu cumva uh, uh, organizate, integrate, trebuie omul acela, exact cum ați spus, privit ca un întreg și cred că aici este marele avantaj în această combinație de specializări. Hai să zic, dacă pot să-mi permit că avem noi avantajul, interniștii. Medicul, medicul internist uh, vede uh, lucrurile din uh, toate unghiurile bolii respective, ce se răsfrânge asupra rinichiului, ce se răsfrânge asupra altor uh, organe, asupra inimii, asupra creierului, asupra... Dar dacă, nu știu, boala renală vine din altă parte, adică gândim cumva complex pacientul. Uh, este adevărat că, inițial, dacă îmi permit să vă povestesc așa, și eu am luat o altă specialitate. Am luat gastroenterologie, inițial. Uh, în loc de cardiologie? Loc... Da, sau da, de... nu, în loc de medicină în loc internă. De medicină după internă. care, după primul an, uh, mentorii mei mi-au spus, uite, eu sunt uh, făcând medicina internă, că este primul, prima, uh, primul stagiu pe care îl faci pentru gastroenterologie, apoi faci ceva din gastroenterologie. Uh, haide să vedem cum ar fi dacă ai face întâi medicina internă și apoi o oricare altă specialitate. Uh, lucrurile cam așa se gândeau atunci și cred că erau foarte bine uh, apropo de. După ce faci medicina internă, poți să faci orice altceva. Adică poți să faci ori gastroenterologie, poți să faci ori cardiologie, poți să faci nefrologie, poți să faci hematologie. Deci, ca atare, după primul an, eu m-am mutat pe medicină internă și colegii de la resurse umane de atunci, cei care se ocupau de uh, rezidenți la momentul respectiv, m-au întrebat de trei ori, sigur vrei, pentru că e mai mult mai grea <laughs> și că ai mult mai mult de învățat. Da, Așa este, dar după ce am terminat această specialitate, lucrurile chiar ușor, uite, m-am îndreptat către cardiologie. Eu aș spune că este printre cea, cele mai grele specialități medicale. Da? Nu vorbim de uh, specialitate chirurgicală, Chirurgical. care, mă rog, sunt, e, altă, sunt, e cu totul altceva. Însă, dintre specialitățile medicale, de altfel, de a face șase ani de rezidențiat. Nu faci 5, da? La medicină internă faci 5. Cardiologie faci 6, pentru că din cardiologie poți fi cardiolog uh, clinician, cum sunt eu, poți fi intervenționist, cei care pun stenturi și rezolvă vasul de sânge, uh, și poți fi uh, aritmolog, să fii cel care pui stimulatoare cardiace, peacemaker, da? Uh -huh. Cele care te ajută când pulsul e prea mic sau, mă rog, mai nou, alte terapii de, pentru tulburările de ritm maligne, pun de fibrilatoare, respectiv terapii de resincronizare. Suntem în era asta inovativă în care <coughs> știința a evoluat foarte mult și device-urile sunt din ce în ce mai multe. Sau ești uh, cardiolog sportiv o specialitate mai nouă, da. da? Da, da, da. Deci există multe, multe alte sau uh, faci ceea ce numim noi uh, uh, imagist cardiolog. Uh -huh. Adică faci uh, tomograf doar la inimă, faci remene la inimă, faci, da? Deci lucrurile chiar s-au extins extrem de mult și nu în ultimul rând, prevenția cardiovasculară este un grup separat pentru această, apropo de unde am plecat de tot ce înseamnă patologie cardiovasculară și pornim de la tratarea factorilor de risc, deci de prevenție Prevenția este, un, este uh, un grup de lucru separat în cadrul societății române de cardiologie și nu numai, și cea europeană. Ca dovadă importanța ei Deci importanța ei, deci vorbim am vorbit de cardiologie din care există mult mai multe ramuri, în care fiecare ramură e un grup separat Mm -hmm. Grup de arimologi, grup de uh, prevenție, grup de hipertensiune, pentru care există o singură boală, un singur grup, ceea ce face să uh, ne ducă mai departe la gândul că această boală este ucigașul de temut, pentru că pacienților și vin deja în complicații. Vorbim de accidentele vasculare hemoragice? Vorbim, mă gândeam să vorbim despre toate, câte puțin, A, pe rând, de și despre puțin, hipertensiune și, nu și despre rând prevenție. Și de cardiopatia ischemică, care, cred că, atât vreau să vă spun, că la fiecare 30 de minute un, pe un român îl doare în piept și poate, poate face infarmiocardic. Deci asta înseamnă că aceste grupuri și tot, totul este doar cardiologie, înseamnă că tot ce înseamnă patologie cardiovasculară, primul loc în lume la decese, nu, nu, încă nu a fost depășit. Și primul loc la, veni la cheltuieli. Deja în Europa, la ultimul congres de cardiologie, de acum două săptămâni de la Amsterdam, s-a adus aminte sau s-a pus în evidență faptul că boala cardiovasculară consumă mai mult decât jumătate din PIB-ul Uniunii Europene. Adică sunt foarte multe probleme Care exact. trebuie ținute sub control uh, Hipertensiune arterială ați pomenit-o Care este o, o treabă extrem de, de complicată Și mm. care poate să ducă la, la deces, la complicații Așa mai departe Știu că la începutul verii la Spitalul Militar Ați condus, ați organizat o campanie de diagnosticare Și pe urmă, bineînțeles, de tratarea hipertensiunii arteriale Care au fost concluziile după? V-a surprins ceva? A fost ceva la care nu v-ați așteptat? Deci, la începutul verii, ziua hipertensiunii, în mai, pe 17 mai, este ziua, hipertensi ziua mondială a hipertensiunii arteriale, am zis să facem două zile de campanie de monitorizare a valorilor tensionale a pacienților, care intră în uh, policlinică. Nu conta la ce consultație merg ei, indiferent, poate Aha. așa nu i-am... Uh, au fost în jur de 100 în două zile, pe care i-am monitorizat cu tensiunea la ambele brațe și am stat și de vorbă cu dânsii. Dacă aveți probleme, dacă luați medicație. Adică ne-am ne întrebat dacă sunt diagnosticați, dacă iau tratament și nu este controlată valoarea tensiunii, dacă au factori de risc asociați, adică dacă ne-au -au spus că au colesterolul mare, au diabet, deci aveau și alți factori de risc, dacă erau plinuți sau mai mult chiar grăsuți, și nu în ultimul rând dacă uh, în familie erau uh, uh, mama, tată, lor, cum spunem noi, uh, factorul genetic implicat. Ce pot să vă spun este că peste 30% erau nediagnosticați, aveau valori peste 160. Și nu știau, Și probabil. nu știau. Asta înseamnă că cam unul din trei pacienți nu știu că au hipertensiune arterială și este asimptomatică. Adică nu, pe ei nu-i supără nimic. Asta este o problemă, pentru că următoarea întrebare logică ar fi fost: Ce simptome te trimit la medic? Da, dacă este asimptomatic. <laughs> da. Deci, ei practic nu simțeau nimic, veneau să facă cu totul alte investigații. Mă duc la consult urologic, merg la orele. Pacienți foarte tineri. Aș vrea să subliniez faptul că vârsta de apariție a bolilor cardiovasculare a scăzut foarte mult. Am stat și ne-am gândit toți. Nu numai eu, ci lumea medicală, mondială, care sunt factorii care determină acest lucru. Și se pare că sunt trei majori. Unul este alimentația, care s-a schimbat și s-a modificat mult în ultimii 20 de ani. Categoric. Lipsa mișcării, care iară este o problemă. Sunt copii care sunt scutiți de sport. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Mai mult decât atât, atenție, copii care sunt. Uh, Fac școală prea mult, dacă îmi permit să zic așa. Adică merg ca la o uh, uh, multinațională, adică merg la școală până la ora 4, de, până la ora 2, de la 2 sau până la 1, mănâncă sau nu, stau la after school, tot în cadrul școlii, deci ajung foarte târziu acasă. Sunt ore prea multe pentru vârsta lor, probabil. Exact, sunt ore prea multe. Ei, în, în practic, ei fac școală, ei nu fac nu, sport în orele alea. Ajung acasă, sunt destul de obosit să mai meargă la joacă, adică sport înseamnă ești afară, joacă, oxigen. Se așează la calculator sau la tabletă. Se așează la calculator sau la tabletă. Deci lipsa mișcării din toate punctele de vedere. Și nu în ultimul rând, a zice eu la tineri, consumul, fumatul la vârstă tânără, consumul de alcool la vârstă tânără și lipsa unui screening familial. Există, exista cumva pe vremuri sau uh, medicul pediatru era, sau medicul de familie, știți că se ocupau mult și cu vaccinarea copiilor, se ocupau mult de evoluția unui copil până ajunge, avea un carnet special. Da, da. Adică fiecare copil trebuie să existe un screening, uh, lucruri pe care se încearcă acum uh, uh, societatea de cardiologie pediatrică să schimbe un pic paradigma. Adică fiecare copil nou născut la care se suspicionează un suflu sau se aude un suflu, la ascultație să-i facem o ecografie cardiacă. Apoi, copiii grăsuți să fie monitorizați din punct de vedere al tensiunii arteriale. Atenție, copii care, știți bine, cad la, la educație fizică și sport sau copii care leșină, copii care uh, au patologie endocrină, iar atunci poate să fie legat de hipertensiune arterială. Deci trebuie să facem cumva la tineri un screening foarte bun. Mult mai devreme, probabil, decât se întâmpla până acum. Pentru că, iată, ați și pomenit mai devreme, vârsta a scăzut foarte mult, vârsta de la care pot să apară tot felul de probleme cardiovasculare. Și campania a mers până acolo în, în a vedea că unul din trei, deci unul din trei nu au uh, nu știu că au boala, deci că au valori mari ale tensiunii, să mergem în așa fel încât luau, aveau tensiune, luau medicamente dar erau incomplet tratați și practic este Asemenea, celui care este nediagnosticat sau practic netratat. Deci, degeaba stă omul liniștit că are un diagnostic, a fost la medic și are un tratament. Și Dacă nu este în regulă. Așa, exact, nu este controlat. E foarte important să controlăm pacientul, să-și monitorizeze singur, pentru că unii fac hipertensiune de halat, știți că. Da. Așa. <laughs> Știu, Sunt din proprie oameni... experiență. Așa, vin oamenii, teamă, le frică, Doamne, mă duc la doctor, ce o să-mi spună. Evident, este firesc. Însă, ce facem noi? Mergeți acasă cu această listă, măsurați tensiunea dimineața și seara, astăzi, liniștit, vă uitați la televizor, vorbiți cu nepoții, da. uite, hai să facem așa. Cum măsurăm tensiunea? Încercăm să le explicăm, aveți uh, un aparat electronic. E important să știți că sunt și ele corecte, dacă sunt, uh, sunt cumpărate la farmacie și mai ales dacă aveam avea manșeta de braț, nu de... Uh, încheietura, de în mâinii. încheietura mâinii, uh -huh. da? Uh, sunt foarte bune și să spunem că la început poate nu ne, prima, prima evaluare uneori nu este prea mare. Mi se pare că să nu ne speriem, să nu impacientăm. Prima valoare este cea care îți dă teama că ai avea valoare, tensiunea mare. Mai măsoară dată Nu dăm la ambele brațe și încercăm să explicăm acest lucru. Bun, deci unii care iau medicație și nu erau tratați și unii care din punct de vedere... Luau două medicamente de tensiune și nu erau... Deci unii nu luau deloc și nu știau că au, alții luau, luau prea puțin, alții luau câte două, trei și aveau valorile tot mari, cu complicații deja apărute. Uh -huh. Adică chiar... Uh, uh, unii pe care i-am și internat de urgență aveau pacienți și peste 20 tensiuni. O, doamnă, adică chiar pericol, pericol. Da, pericol, pericol. Uh, bun. Fără fac... simptomatologie, iară, vreau să spun, fără să aibă nicio Deci simptom. hai să ne luăm câte o tensiune din când în când, exact. că e mai sigur așa. Uh, foarte importantă ați pomenit tot așa mai devreme este prevenția. Și la capitolul prevenție nu obosesc specialiștii să ne tot sfătuiască cu mâncatul sănătos și cu mișcarea. lucru pe care le-ați pomenit și dumneavoastră. Poate că le auzim atât de des, încât, nu știu, ne face impresia că e ceva banal. Dar se pare că sunt niște chestiuni esențiale care sapă adânc la temelia sănătății, până la urmă, fiecăruia. Da. Uh, asta cu alimentația poate... Cred că diversifica... diversifica, diversifica uh, Iertați-mă. Uh, alimentele atât de diverse de pe piață. Tentații sunt Tentațiile foarte, multe, foarte clar. mari. Uh, tot ceea ce uh, găsim preparat direct sau semi-preparat în cantități diverse, în cantități foarte mari, iar sunt o problemă. Mai mult decât atât, uh, această abordare directă pentru tot ce înseamnă alimentație, fără ca acești tineri, că tineri copii, că de aici pornim, să fie învățați, că trebuie să mâncăm de trei ori, să fie masa sfântă acasă, să facem cumva... Ca masa să fie cum era odată, ne așezăm toți la masă. Nu pe stradă, nu în mers, nu pe, smadră, nu pe în tastatură. Mers, nu în mers, tastatură. Bun. Să încercăm să schimbăm acest ritual, să facem un soi de sâmbătă și duminică, mâncăm toți acasă, 3, 4, 5 cât suntem. Să încercăm să mâncăm mâncarea gătită. Uh -huh. Gătită de noi este cea mai sănătoasă, o ciorbă sănătoasă cu sau fără carne și un felul 2 este foarte binevenit. Apoi, să încercăm să uh, mâncăm alimentele din zona noastră geografică, adică suntem în România. În România mâncăm fructele fiecărui sezon, și avem, slavă Domnului, o varietate largă. Și avem o varietate largă. Domnule, mâncăm măr toamna, mâncăm toamna. Mâncăm uh, uh, mâncăm iarna portocale, banane, de ce vă spun asta că aportul ăsta de vitamine este diferit și noi oarecum am uh, am uh, am greșit biçind organismul cumva cu tot ce e mai bun. Asta este, Au fost un uh, un aflux extrem de mare, nu, de legume, fructe, în oricare sezon, ce e mai bun. Însă ele, dacă nu sunt la uh, 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 sezonul lor, evident că ele sunt crescute. Uh, Am înțeles uh, da? da? că cu, cu, da? cu, cu ajutor, cu da? ajutor, cu Nu ai cum să faci o smeură când ea nu crește smeura decât vara sau începutul verii și așa mai departe. Știi ce zic? nu că s ați uh, trăit la bunici. Mergeam, mergeam în pădure, mergeam, aveam mărul de vară, unele niște mere mici. Avem o prună care era în august sau când începea să coacă, strugurile când era, căpșuna primăvara, toate lucrurile astea. Și iarna nu mâncam așa multe uh, legume, tot ce e mai bun. Mâncam, de exemplu, uh, uscat. Mai țineți minte, prunele uscate. Da? Da, 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 da. De da. ce? Era o lipsă de zahăr, nu? Cumva, noi trebuia să aducem un aport de. Am stat foarte mult și m-am gândit la asta. De ce oamenii nu erau atât de grăsuți? Și nu erau. Diferențele sunt mari, cu adevărat. Și față nu de erau grăsuți generațiile și... pe care mi le aduc eu aminte exact. din copilărie. Exact, nu erau și uh, fiecare dintre noi uh, nu, mai era, nu erau sedentari. Atenție. Da. Așa este. Și ajungem la celălalt factor de mișcare Mișcarea. mișcarea. Câtă mișcare și când, pentru că și aici am tot văzut tot felul de incidente de-a lungul timpului, unele nefericite, ca, care arată că atunci când exagerez și în sensul acesta, nici așa nu e bine. Adică, cred mm -hmm. că e tot biciuirea organismului mm -hmm. până la urmă. Mișcarea asta este o mișcare în care o faci în limita toleranței, din punctul meu de vedere. Dom'le, de ce să muncesc mai mult dacă nu-mi place. Adică știți că sunt unii fac sport ca să arăt bine, dar de fapt mie nu-mi place să fac sportul ăla. Adică să mă duc în fiecare zi la sală, să arăt... Nu! Nu! Din potriva aș ruga tinerii care merg la sală, dacă nu au un consult cardiologic în prealabil și o electrocardiogramă să facă. Pentru că există, posibil, există probabilitatea mare ca în timpul unei, în sala de sport, în timpul unor mișcări Exagerate să se întâmple, Doamne ferește, un accident. Și avem o sumedenie de exemple care s-au întâmplat. Despre asta e vorba, da. Exact. Și în showbiz, și nu numai, adică oameni care la care chiar aveai mai multe așteptări. Însă, mișcarea, cum ne spun, hai să zic, cum ne spun alții care au făcut studii în sensul ăsta. Minim 30 de minute pe zi. Când spunem noi pacienților 30 de minute pe zi, înseamnă că mergi, dacă ai un animaluț să-l plimbi, 30 de minute minim. La pas, în parc, credeți-mă, trece foarte repede. Pe de altă parte, această mișcare o faci zilnic, constant. Uh, sau, nu ți nimeni să urci munții, respectiv să alergi pe scări, dar să încerci să eviți liftul dacă poți urca și n-ai o patologie gravă, gen insuficiență cardiacă, adică nu vorbim de oameni care chiar sunt foarte bolnavi, obosesc la uh, puțin pași, adică uh, au o toleranță foarte mică la efort, uh, vorbim de tineri, vorbim de secrete așa ale sportului, mai mult decât atât, faci mergi vara la not, iar uh, mergi uh, drumeții, drumeții înseamnă o plăcere, Înseamnă să mergi, în aer curat, în aer liber. În aer liber, ha, te duci și la sală, dar mergi și faci cardio, stai, te relaxezi, nu ridicăm de gantere respectiv, facem mușchii să ne arate foarte bine. că noi știm că acești mușchi nu arată singuri, numai cu sport. Toți acești mușchi arată foarte bine pentru că se consumă multe proteine și uneori și derivații din a, din, de hormoni, pe care nu îi spun acum, și anume testosteron, de cele mai multe ori bărbații iau așa ceva. Uh, și vreau să spun că în timp determină valori crescute ale tensiunii arteriale și fac un apel la acest sens să fie foarte atenți. Să aibă grijă ce consumă. Exact. Ce noutăți a adus congresul de cardiologie de care ați pomenit la începutul discuției? Deci, Congresul de Cardiologie European în acest an s-a plecat mult pe prevenție, pe diabet, zaharat, dislipidemie. De altfel, în, din experiența mea, și este ceva de, acum, de când văd oameni bolnavi de inimă cu infart. Cei mai mulți bărbați fumează și au colesterolul mare. Deci, de unde ajungem să credem că, într-adevăr, valoarea crescută a grăsimilor din sânge, adică a colesterolului și mai, uh, mai mult decât atât a fracțiunii rea, rele, da, LDL-colesterol, care se depune pe vasele cu presiune mare și în timp de acolo împreună cu fragmente de, uh, din elementele figurate ale sângelui, de uh, chiaguri, se pot rupe sau se pot înfunda complet și faci ceea ce numim noi infarmiocardic, sau fac așa o analogie cu o țeavă plină cu rugină și nu mai trece apa pe acolo, da? pentru că cam așa asta înseamnă uh -huh. o depunere de grăsime care se pietrifică în timp dacă este veche. Și chiar numai mai e ce să i faci pentru că ia odată calcificată sau pietrificată, nu mai poți să introduci pe acolo un ghid sau un uh, practic un spunem noi un cateter, ghid, o chestie foarte fină dintr-un dintr plastic care încearcă să treacă pentru a lărgi, lărgi spațiul uh -huh. spa și Mă rog, să spunem că știința a evoluat și există ca niște mici burghii acolo în față care încearcă să erodeze, însă, cu riscuri mari. Dar să ne sparge exact, vasul exact. respectiv. Deci, practic, această grăsime, noile terapii, că toată lumea știe de terapiile cu statine, pe care sunt bine cunoscute, în care încă sunt și fac un apel la populație să ia aceste medicamente, să nu mai. Că la noi nu se iau medicamentele. Chiar dacă medicii spun luați aceste medicamente pentru că este singurul medicament care stabilizează placa de aterom, adică de grăsime, Românii noștri se feresc. E o teamă de statine și da. în același timp este o discuție care se reia periodic sau poate nu dispare niciodată și pe rețelele sociale și în tot felul de grupuri. Uneori sunt și medici cei care mm -hmm, sunt de partea mm -hmm. asta lucrurilor, care spunea pe vremea mea când am învățat eu la facultate colest... da, da, valoarea da. colesterolului normală era mult mai sus decât acum. Da. Este doar o conspirație a Big Pharma ceea ce se întâmplă acum, știți? Și atunci e foarte ușor să crezi variantul. Să spun, hai, pe scurt, de colesterolul ăsta. Gândiți-vă că sunt statine care avem studii la ele de a le da la copii de la 9 ani. Mm. Pentru că avem copii cu dislipidemie familială, adică ei se nasc cu o, uh, uh, ace cu o patologie în care această colesterol nu e emulsionat, deci el practic rămâne în sânge în cantitate mare și se numește hipercolesterolomie familială. și toți descendenții și nu cred că n-ați auzit și eu și mama și tata și unchii meu avem colesterolul mare, dar mie ne scade la... Da, da, da. A, așa, bun, acești oameni 100% au, au valorile mari de în copilărie. Bun, și el trebuie tratat. Mai mult decât atât, noutatea a fost că a apărut un medicament care este și în România, trebuie să subliniez că totuși noi suntem, să știți, la punct și cu tot ce înseamnă noutate, descăderea scăderea colesterolului, de s-a ajuns în așa, am depășit momentul statină, adică pe lângă statină trebuie să mai facem ceva pentru că nu am găsit până acum nimic și există niște medicamente, ei se numesc inhibitori de piesica nouă, o enzimă care, ce face? Blochează la nivel hepatic această, aceste uh, grăsimi. Și aceasta este cea recomandată și copiilor? Uh, de la... Nu, nu. nu. Ea se dă de la 18 ani. Copiii iau statină. Okay. O singură statină este. Nu o spunem care este, dar una singură. Este, știu, cardiologii, pediatrii la, și endocrinologii, care este ea. Uh, însă, medicamentul existent în Europa a adus niște beneficii în plus, pentru că, ce am s-a observat? Cu cât scad eu mai mult această valoare rea a colesterolului, cu cât stă mai mult timp foarte jos cu atât rata de apariție a evenimentelor pe termen lung este mai mică sau aproape deloc, până la 30% s-a redus riscul de infart în 5 ani de zile cât a fost făcut uh, studiu. Știți că medicina noastră e bazată pe dovezi. Pe de altă parte, pe scurt, la tot stilul ăsta de viață, fumat, grăsime, uh, zahăr mare în sânge, deci diabet, hipertensiune, uh, istoric familial, toate cumulate cu nesomn, stres fizic psihic, în special stresul psihic, conduc toate la apariția complicațiilor. Vreau să subliniez acest lucru că stilul de viață sănătos integrativ în, adus în fața noastră de către pre, grupul de prevenție din Europa spune că toate acest, toți acești factori trebuie să-i adunăm pe toți să-i tratăm. Adică dacă până acum spuneam, domnule, nu mai fuma, nu mai bea, uh, nu mai mânca dulciuri, ia uite aici, dormi 8 ore când ți-e somn. Atenție, ne nu crește riscul de boală cardiovasculară. Și nu numai, și nu în ultimul rând stresul, stresul care înseamnă munca mai mult decât, uh, și știți bine, tot ce înseamnă sindrom burnout, da. orele astea de muncă pe săptămână mult mai mult, cu cerințe mari, cu targeturi. Cu foarte... presiune multă asupra Așa, ta. Exact, cu presiune uh -huh. foarte mare asupra ta. Toate astea conduc mai departe la un infarct și chiar un accident vascular. Și nu ne miră că fac tineri. Da, este foarte foarte important să avem grijă de noi Iată, oricât de mult am auzit toate lucrurile astea Oricât ni s-ar părea că sunt deja banale mm -hmm. Și cumva trec pe lângă noi Trebuie să tratate cu atenție Pentru că toate, toate ajung să-ți afecteze calitatea vieții Ajung să mm -hmm. determine dacă ești sănătos sau nu ești sănătos Și mai serios decât atâta ce poate să fie Da <laughs> Vreau să spun așa că vorbim de prevenție și de toate îmi vin acum în cap. Uh, noi, medicii, pornim de la uh, calcularea unui scor de risc. De ceva timp încoace ne gândim când, care este vârsta de apariție a riscului. Nu, tu cred că toată lumea. Pe mine mai m-am întrebat, Doamne, dar când mă gândesc și eu că ar trebui să-mi fac niște probleme? În ceea ce privește patologia cardiovasculară. Și bănuiesc că v-au întrebat vreodată, nu știu, în vreo emisiune. Domnule, am înțeles. Dacă mă duc eu la medic, dacă nu mă doare nimic. Exact, întrebarea este: există o vârstă când încep Ex. să se manifeste lucrurile astea? Bun. Uh, da, există o vârstă, tot prevenția și grupul de prevenție a spus, domnule, după 40 de ani fatidicul 40. nu dacă neapărat fatidicul, după 40 de ani, indiferent. Deci ai această vârstă, îți faci o electrocardiogramă, îți măsori tensiunea arterială și îți faci lipidograma și glicemia. Și revenim așa să ne amintim că totuși sunt în bateria de analize când le face orice om la medicina muncii, să vă uitați că nu lipsește, nu lipsește glicemia, nu lipsește tensiunea arterială și electrocardiogramă. Dacă asta sunt normale, în mod normal, peste 5 ani ne mai vedem. Bun. Însă, dacă nu, adică e colesterolul mare, încercăm să-l uh, monitorizăm cu dietă. Deci noi nu sărim imediat cu medicația. Asta e foarte important. Dom'le, alimentația. Hai să vedem. Ce mâncați? Păi mâncați carne roșie, gata, o dată pe săptămână. Mâncați carne roșie înseamnă nu, nu numai vită. vite organe, oaie, înseamnă carnea roșie de la porc. Mușchiul alb de la porc îl mâncăm. Da? Așa ca idee. Apoi, nu mai mâncăm ceafă cu cartofi prăjiți. Hai să mâncăm ceafa, dar doar cu o salată. Hai că adică sună rezonabil. Adică... Sună rezonabil, da? Haide să nu, adică ați înțeles, nu avem uh, gruparea mâncărilor sau, uh, mai bine zis, uh, ce e foarte bun, dacă îmi permis să zic așa. Deci, uh, e foarte important cum uh, asociem mâncarea și alimentele. Pentru că, toate au anumit nivel de digestie cât stau în stomac și vin cu nou, tata, că de aia spun de alimentație, tot la grupul ăsta, din, tot în, la Congresul de, de European, au spus, domne, ce facem cu oamenii ăștia să-i ajutăm cu alimentația, că sunt prea mulți grași. Și vin să vă spun, doamne, că sunt foarte mulți tineri plinuți. Iar în nu vreau să vă spun că în America sunt peste 55% din oameni stobezi. Peste 55% e foarte mult mai mult de jumătate, dar nu v-am spus că sunt supraponderali. Deci sunt obezi. Asta înseamnă că. Mai mult decât supraponderali, da. clar. Bun. Asta ce înseamnă? Domnule, cum fac eu să-i ajut pe oamenii ăștia? Că ei nu, nu, nu pot. Și știți, am încercat. Să Toată lumea a auzit de ceea ce înseamnă tăierea stomacului de 10 ani. Da, chirurgia bariatrică. Chirurgia bariatrică. Nu insist, nu e apanajul meu, însă, atenție, este undeva stipulat închidul de... Uh... În cazurile extreme. E, în cazurile extreme. Dar da. e important de spus. Ea este pus acolo. domne, nu mai ai ce să faci. Atenție, a treia, al Nu mai ai ce să faci. Ai, uh, ai încercat, ai ținut dietă, ai așa, n-ai mâncat. Nu mai ai ce să faci. Facem treaba asta. Dar nu este clasa 1 de indicație ca să... Fiu con să conchid așa. Și vin oameni ăștia și zic, domnule, cum facem cu oamenii ăștia plinuți? Le dăm un medicament care, mai ales dacă are și diabet, e perfect pentru el că scade glicemia și inhibă centrul foamei și ține mâncarea mai mult în stomac. Acest medicament există inclusiv în România de ceva perioadă de timp. Se face o injecție pe săptămână dacă ai diabet sau o injecție în fiecare zi, dacă nu ai diabet, dar trebuie să slăbești. Însă totul e cu regim. E, aceste medicamente, se pare că odată administrate până la 5 ani de zile, au făcut studii la pacienții care aveau deja o problemă cardiacă, le-a scăzut riscul de boală cardiovasculară cu 20%. Dar de ce? Că ei țineau și regim și le-a închibat centrul familiei, ce practic i-au slăbit. Deci uite cât de mult contează numărul corect de kilograme pe care exact. le avem. Exact! Și aici uh, vin să spun că dacă omul ar slăbi 5 kg, îi scoatem noi din medicamente. Uh -huh. Și uh, mă rog, ar zice eu că așa facem cumva să ne împrieteni cu pacienții și le spunem, uite, dacă dați jos 3 kilograme din multitudinea asta din cearșaful de medicamente, uite, mai scăpăm Eliminăm de unul. Eliminăm da. ceva. Și uh, Aici vreau să vă spun că e clar că dacă oamenii ăștia s-au gândit că trebuie să nu și o ca să slăbim, e clar că nu se poate altfel. Mai ales în spațiul Carpato Danubiano Puntic, în care mâncarea chiar e foarte bună și este cumva gătită destul de gras în cantități mari. Deci românul mănâncă, adică trebuie să recunoaștem. Mm, dacă în Italia mănânci așa dieta care este omologată a fi uh, dieta mediteraneană, Mediteranea, da. Da, care este omologată de tot ce înseamnă pentru patologia cardiovasculară, însă această dietă din spațiul nostru nu prea. La noi e prea mult, prea gustos și exact. prea tentant. Da. Cred că încă multe lucruri am putea să, să le spunem celor care ne ascultă, dar promit să revenim, mai ales apropo de stilul de viață sănătos și de alimentație, cu atât mai mult cu cât diabetul și bolile cardio, cardiovasculare. Sunt uh, extrem de. într-o creștere continuă. Sunt uh -huh, extrem uh -huh, uh -huh. de mulți oameni afectați și, cu siguranță, uh, le este foarte util uh, tot ceea ce uh, le puteți transmite, doamna doctor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru, pentru prezență astăzi, uh, pentru această întâlnire și trebuie să promiteți că reveniți. Cu mare drag și eu vă mulțumesc! A fost doamna colonel doctor medic Alice Munteanu, medic primar cardiologie, medic primar medicină internă, șef de lucrări la Universitatea Titu Maiorescu din București. Eu sunt Ioana Brușten, mulțumesc dacă ați fost alături de noi și țineți minte ceea ce ați auzit, aplicați ceea ce considerați că se potrivește ca să fiți sănătoși.